O să facem o încălzire generală pentru pregătitoare pentru efortul fizic. O să începem de la cap și până la degetele de la picioare. Da? Hai, facem câteva rotiri de cap, într-un sens. Diana Pivniceru s-a născut în Tulcea. Pe plan sportiv a practicat atletism de performanță, începând încă din școala generală. Perseverența a făcut-o să fie una dintre cele mai cunoscute sportive din România. Constanțeanca este multiplă campioană națională la categoria bikini fitness. Diana spune că pentru a face performanță trebuie să te antrenezi din greu și să ai mare grijă la alimentație. Am 10 titluri consecutive de campionă națională, plus alte cupe, titlul de campionă balcanică, finalistă la campionatul mondial. Diana spune că de-a lungul timpului a avut nevoie de forță, rezistență, dar și de o voință de fier. Este o muncă destul de grea. Avem undeva la, eu cel puțin am undeva la 5 antrenamente pe săptămână. Îmi ofer undeva la 2 zile pe săptămână liber ca să mă recuperez. Îmi place foarte mult să ies la alergare, deci eu introduc partea de cardio necesară în pregătire prin alergare afară. Și partea cea mai grea, pot să spun că este alimentația. Să spunem 5 mese pe zi am și o gustare 2. Nu-mi lipsesc suplimentele sportive, necesare oricărui om, de fapt, chiar dacă faci sau nu sport. Mă bazez foarte mult pe pește, am cam înlăturat carnea și sunt mai mult pe pește, pe legume, fructele nu-mi lipsesc în nicio zi. Constanțeanca are planuri mari pentru viitor. Aceasta deține o sală de fitness unde este antrenor, însă nu vrea să se plafoneze. Își dorește să participe în continuare la concursuri. Încerc să mă autodepășesc, să obțin cât mai multe lucruri bune pentru Diana Pivniceru, atât pe plan profesional cât și pe plan personal. Iar ca și competiții vreau să mă duc din nou la campionatul mondial și campionatul european și mondial. Și tind să fac un curs sau ceva, să văd ce găsesc, de management. Vreau să mă autodepășesc. Diana mai spune despre ea că i-a plăcut mereu să aleagă un drum diferit de ceilalți. Nu este ușor de influențat, iar când își propune să obțină ceva, nu renunță până nu reușește.